Proiectele care au necesitat votul consilierilor locali sunt lucrări de consolidare seismică și renovare energetică la blocul V1, strada General Magheru numărul 1 și sisteme de transport inteligente la nivelul localităților membre ADI Transport. Din păcate, în România se cere de pe zi pe alta să aduci modificări pentru anumite programe europene. Și avem aici două puncte importante, mă refer la consolidarea blocului V1, cât și la sistemul de ADI Transport, unde hotărârea de consiliu local trebuia să sude într-un alt mod. Acest lucru ne-a determinat și astăzi este termenul limită până de seară la ora 21 să depunem aceste hotărâri așa cum se dorește, pentru că altfel proiectele nu sunt eligibile. De aceea am fost nevoit să convoc o ședință de îndată pentru a face pe plac celor care doresc sau sunt chițibușari și vor ca o anumită virgulă să fie pusă în față sau în spatele unui cuvânt. Dar noi ne supunem în așa fel încât să nu pierdem niciun leu din fondurile care ne sunt alocate. Le mulțumesc consilierilor locali pentru că au răspuns prompt și au venit la această ședință, indiferent curatura lor politică. După cum ați văzut, s-a votat în unanimitate și acest lucru mă bucură că ușor, consilierul local înțeleg că ceea ce se supune aprobării consiliului local este în folosul redniceților. Ce avantaje are faptul că Râmnicul în acest ADI Transport? În primul rând sunt 10 de milioane de euro cu care putem achiziționa mașini de transport, în așa fel încât transportul să fie făcut pe criterii eficiente între municipiu și stațiunile de jurul municipiului, să fie un transport eficient de care să ne bucurăm toți. Luni 10 octombrie 2022 va avea loc o nouă ședință extraordinară a Consiliului Local Municipal Râmnicu-Vâlcea, iar vineri 21 octombrie va avea loc ședința ordinară.